Bine v-am găsit la emisiunea Bon Chef, locul unde învățăm împreună arta mesei. Invitatul săptămânii este Silia Sisoko, head chef la restaurantul Norma, pe care îl salut. Bună ziua! Și care ne-a pregătit nici mai mult, nici mai puțin decât o salată. Dar nu e chiar o salată obișnuită. Spune-ne, Silia, nu este o salată obișnuită. E o salată de speclă. Avem speclă roșie, speclă galbenă. Sfeclă galbenă? Sfeclă galbenă, unde da. Se găsește sfecla galbenă? Se găsește la noi. Se găsește și la noi, în supermarketurile mari. E mai puțin obișnuită, de aia întreb. Da, se găsește. Au început să o aducă și la noi. Se gătește la fel ca și sfecla roșie? Se gătește la fel ca și sfecla roșie. Gustul este un pic mai domolit decât al sfeclei roșii. Asta vreau să te întreb. Care e diferența? Da, gustul este mai intens la specla roșie, de speclă, de pământul. Pământul e mai intens, se regăsește mai intens în specla roșie decât în specla galbenă. Da, e o nebunie, credem. Deci practic mai bună, deci, din câte îmi dau seama. După mine, da. Nu, îmi place și specla roșie, pământul, dar nu toată lumea agrează specla roșie, din ce am remarcat eu. Însă specla galbenă n-a ratat. De succes. Deci ăsta-i cuvântul, de succes. Așa. Pe care am asociat-o cu un mix de salată. Am rucola, am spanac, am frunze de baby, frunze de sfeclă. Și frunze de sfeclă. Aha. Așa. Brânză de capră. Da? Maturată, bănuiesc. Exact, da? Și cremoasă. Cremoasă. Da? Și nuci caramelizate. În ce le caramelizează? În zahăr? În miere? În zahăr, dar e un procedeu, vezi că sunt de briante și crocante, în ulei, deci se fierb întâi, se scoate taninul. Uh-huh. Da, se fierb, se scoate taninul. Se fierb în ulei sau? Nu, se fierb în apă. Pur și simplu în apă. Să scoți taninul amarela din coaja, așa. E amară coaja de nucă, miezului de nucă. Deci nu e cojit miezul de nucă, e nu, întreg. Este acolo. După care se trec prin zahăr pudră și la 180 de grade se caramelizează în ulei. Așa, și ajung farfurii acolo la tine. Precum le vedeți. Așa, salatei. I-am pus un dressing, i-am asociat un dressing de zmeură, da? E o vinegretă de zmeură. Ok, deci smeură, da, lămâie, un pic de oțet, sare, piper, ulei de măsline și smeură. Eu găsesc asocierea fantastică, clienții au găsit-o ok. E mai degrabă spre acru, nu? Sosul, mai degrabă dressing-ul. Mergem către acru un pic. Către acru. Pentru că specla e dulceagă. Mai ales în special cea galbenă. Cea galbenă e mai dulce decât cea roșie, apropo. Și... E lejeră, e sățioasă. Hai să vedem dressing-ul, cum se asortează. Așa, și da, deci ea are deja dressing-ul în ea. Și acum mai punem un pic de dressing și pe speclă. Ok. Arată splendid cu dressing. Da. Și bănuiesc că întregește cumva și registrul de gusturi. Deci tu ce ai acolo? Dulce? Am dulcele, am acrișorul. Da, într-adevăr, dulcele, acrul, săratul. Puțin amarul, din rucola salata, bineînțeles. Amarul și le-am băut toate. E o salată care merge, după părerea mea, în absolut orice anotimp. Orice anotimp, nu numai de vară. Are o salată mai hotărâtă, da, așa. Da, e sățioasă, iarăși, repet, e sățioasă, e chiar o experiență. E o experiență. Îmi imaginez că s-ar asorta la o masă mai de sărbătoare, așa, nu e de... Oricum, e o sărbătoare decât să o consumi. Nu-i așa? Acum, când ți oferi sărbătoarea mai des, mai rar, zic eu, nu. Eu o văd mai festiv, așa. Da, o vezi mai festiv. Perfect. Da. Perfect, mă bucur. Silia, mulțumesc foarte mult pentru rețeta de salată de astăzi. Dumneavoastră vă doresc poftă bună și vă aștept mâine la aceeași oră la emisiunea Bon Chef.